acum o voi conta ultima încolo. Vreau să o las pe Cristina Țira, prietena lui Andrei, să vă spună câteva cuvinte. Haideți, nu are foarte mare emoție, haideți să o aplaudăm un pic ca să o încurajăm. Bună seara și, în primul rând, vă mulțumesc că ați venit aici pentru Andrei. Mai tare, am înțeles serieta. Probabil că cei mai mulți dintre voi îl cunoașteți deja pe Andrei, dar pentru cei care nu îl cunosc, Andrei a fost diagnosticat acum aproape 2 ani cu limfom non-Hodgkin și, momentan, boala lui a progresat în leucemie. El e la Viena acum și cei din Viena i-au spus că nu prea știu ce să-i mai facă. De aceea ne aflăm cu toții aici să-l ajutăm pe Andrei să ajungă în altă parte, unde să sperăm că are o șansă. Sper că peste câteva luni o să ne întâlnim cu Andrei cel sănătos, tipul care întotdeauna are o poantă pentru orice fel de situație și tipul care, dacă e la ultimul etaj într-un hotel, apasă toate etajele până la parter. Nu știu ce altceva să vă mai spun decât că vă mulțumesc încă o dată și sper să aflați despre Andrei că va fi bine peste câteva luni. Mulțumesc mult! Doamne. Mulțumim, Cristina! Și să apelez la răbdarea voastră câteva minute până reușim să ne urcăm și mai pe scenă.